slab, mai venim cu un nou clip. Clipul de astăzi va fi un empties. Nu am foarte multe produse terminate, însă vreau să vi le arăt, să scap o dată de ele, ca să nu le mai țin împrăștiate prin casă. Deci va fi un clip scurt, un clip lejer, și eu zic să începem, să nu mai pălăvrăgim prea mult. Doamne, de unde atâta energie? Aseară am dormit doar câteva ore, pentru că m-am uitat la un serial până la ora 3:30 și m-am trezit și foarte devreme. Serialul la care m-am uitat a fost Rocky Blue, Polițiști Începători. Este super, 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 super și sunt la sezonul 2 și vă recomand să vă uitați. O să fiți captivați. Am pus toate produsele în această cutiuță, pentru a fi mai ușor să le iau. După cum am spus, nu sunt foarte multe, deci clipul va fi unul foarte scurt. O să încep cu aceste gene false pe care le-am terminat, după cum puteți vedea, pachetelul este gol. Acestea le-am cumpărat de pe site-ul www.cosmeticsonline.ro. Puteți intra pentru că au foarte multe tipuri de gene, foarte multe modele, mai lungi, mai scurte, cum vreți voi, sunt sigură că o să vă găsiți ceva acolo și sunt și foarte bune. Adică eu am avut acest model, nu știu exact modelul, nu scrie, și mi-a plăcut super mult, erau super naturale, erau foarte lejer de purtat, le puteai aplica de mai multe ori, deci sunt super ok. Următoarele trei produse sunt rimeluri. Nu știu de ce am terminat așa de multe rimeluri în perioada aceasta, însă când mă dau cu rimel folosesc mai multe rimeluri pentru că simt că îmi dă un volum și mai mare al genelor și le scoate puțin din anonimat, să spun așa. Primul rimel este acesta de la Oriflame, The One. Nu o să vorbesc foarte mult despre el pentru că am deja un clip făcut despre acest rimel. Tot așa, linkul în cutiuța cu descrieri. Următorul rimel este acesta de la Maybelline, Sensational, Lash Sensational. Acesta și acesta mi-a plăcut super mult, este un rimel foarte bun și vi-l recomand. Acum depinde ce fel de pensulă preferați. Acesta are o pensulă puțin cam ciudată, puțin cam curbată, însă eu consider că a fost un rimel bun și nu m-a deranjat foarte tare această pensulă. Iar cel de-al treilea rimel pe care l-am terminat este acesta de la Kiko. Nu știu exact cum se numește, pentru că s-a cam șters. S-a cam șters denumirea și nu prea se mai distinge exact numele. Însă puteți vedea ambalajul și acesta mi-a plăcut, însă pensula nu prea mi-a plăcut la acesta. Nu știu, mi se pare puțin cam grasă și te murdărești super, super ușor. Dacă am terminat și cu rimelurile, nu aveam cum să nu menționez și un produs de sprâncene. După cum știți, sunt adepta sprâncenelor, îmi plac produsele de sprâncene, mereu încerc produse noi, mereu cumpăr produse noi de sprâncene. Și am terminat și acest creion de la Maybelline, Brow Satin se numește, v-am vorbit și despre acesta mai multe clipuri, mi-a plăcut, este goluț, nu mai am nicio șansă. Adică mai am aici pudra, dar pudra oricum nu prea o mai foloseam și da. Vă recomand acest creion, este ieftin, este foarte rezistent, este super, super. Eu l-am avut în nuanța dark brown, dar cred că mi se potrivea o nuanță puțin mai deschisă. Un alt produs pe care nu aveam cum să nu-l includ este acest fond de ten de la Revlon. Am foarte multe fonduri de ten, am foarte multe nuanțe, pentru că îmi place super mult și îl folosesc super des. Acesta este nuanța 180 Sun Beige. S-a terminat, din păcate, dar oricum am de backup altele. Și știți părerea mea despre acest fond de ten, dacă mă urmăriți de ceva timp, îmi place. Îmi place. Acesta puteți achiziționa de pe site-ul 1001 Cosmetice și îl găsiți acum și cu pompi. Am terminat și acest BB cream de la Garnier. Al meu era nuanța light, v-am mai vorbit tot așa în alt clip și despre acestea. Și acolo v-am spus că deși nuanța este light, este puțin cam închisă chiar și pentru mine. Și dacă aveți tenul foarte deschis, nu o să vi se potrivească acest BB cream, deci a trebuit să stați departe de el. În rest, este un BB cream hidratant, nu face foarte mare lucru, nu are o foarte mare putere de acoperire, dar este ok. Am terminat, din păcate, îmi pare rău că am terminat produsele acestea.
Acest ruj lichid de la ColourPop, m-ați văzut purtându-l, foarte multe dintre voi, când am purtat acest ruj, m-ați întrebat ce port pe buze. Era acest ruj de la ColourPop în nuanța Bieber, însă, acum, vreau să vă anunț ceva, putem să-l comandăm de la ei de pe site pentru că livrează și la noi în țară. Nu știu exact cât este de transportul, nu m-am interesat, însă mă bucur că se poate trimite și la noi în țară pentru că produsele lor sunt super bune, mai ales rujurile lichide mate. Această nuanță a fost superbă, am abuzat de ea la maxim, rezistă foarte bine pe buze și îmi place și vă recomand, deci dați o fugă la ei pe site pentru că putem comanda și noi. Am terminat și acest corector de la e.l.f., este un baton corector, nuanța apricot beige. Și acesta mi-a plăcut super mult, iluminează foarte frumos zona de sub ochi și este și ieftin, îl găsiți pe site-ul elfcosmetics.ro sau ceva de genul, iSlipsFace.ro, doamne ce youtuber informat sunt. Următorul produs nu pot să zic că l-am terminat, însă am avut această pudră bronzantă de la Rimmel London Stay Matte și am scăpat-o jos și s-a spart. Și oricum nu o mai folosesc, am alte pudre pe care le folosesc, însă dacă vreți să încercați o pudră bronzantă ieftină, eu vă recomand pe aceasta. Este nuanța 022 Sun Bronze, aceasta a fost a mea. Însă puteți intra pe site-ul, după cum am spus-o mie, unul cosmetic, acolo găsiți foarte multe produse, fonduri de ten, corectoare, pudre, tot ce vreți voi la prețuri destul de accesibile. Iar ultimul produs pe care l-am terminat, ultimul, dar nu cel din urmă, este acest spray de la MAC Fix Plus. Îl poți folosi în foarte multe, foarte multe moduri, îl poți folosi și cu farduri, le dă o culoare mai intensă fardurilor și este super bun, chiar dacă are un preț puțin mai scumpicel, este bun și se merită și chiar primești destul de mult produs. Deci, mai este ceva pe fund, însă nu de ajuns. Nu de ajuns, din păcate. Cam acestea au fost toate produsele. Înainte de a-mi lua la revedere, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru dragostea arătată în clipul acela cu ce ar trebui să faci și ce nu ar trebui să faci atunci când îți contorezi plâncerile. În caz că sunt dintre voi care nu l-ați văzut, vă rog să îl vedeți. Este o nouă serie pe canalul meu și foarte multe dintre voi ați fost încântate de această serie, așa că stați pe aproape că o să vină mai multe clipuri din această serie, o să fie mai multe filmulețe, mai multe sfaturi pentru voi care sper să vă fie de folos. Vă rog să-mi lăsați în comentarii ce alte clipuri ați vrea să mai vedeți. Mă gândesc să fac și o rutină mea de dimineață, o rutină de îngrijire a tenului. Dacă sunteți interesate, dacă aveți orice cerere, vă rog să-mi lăsați în comentarii pentru că eu răspund la absolut orice comentariu. Doamne, mult mai vorbesc astăzi. Opriți-mă! Opriți-mă! Spuneți salut! Salut! Eu sunt Joy! Sunt Joy și îmi caut o prietenă. Am caut o prietenă, o gagicuță. Dacă știți pe cineva, anunțați-mă. Nu? Ok, fără prea multe discuții, acum vă spun la revedere. Ne vedem în următorul clip și vă pup. Sper că v-a plăcut. Thumbs up, subscribe și asta e tot ce aveți de făcut pentru astăzi. Pa, pa!